dispută pe noua taxă de gunoi la Focșani. Primarul vrea să impună un tarif special, piperat, din cauza că 43.000 de focșeneni nu achită niciun fel de taxă de salubrizare. Taxa specială este de 14,71 de lei per persoană pe lună pentru persoanele fizice și 3,85 de lei pe metru pătrat pe lună pentru persoanele juridice. Vor fi afectați doar cei care nu au contract cu niciun furnizor de salubritate, dă asigurări primarul Focșaniului. Taxa nu e nouă, susține edilul, ci a fost stabilită de o hotărâre de Consiliul Local în 2016. Acum însă, în urma unui control al Curții de Conturi, municipalitatea vrea să treacă și la aplicarea acesteia. Una este să împarți la 49.450 și alta este să împarți la 78.000. Asta vreau să scot eu în evidență. Pentru că foarte mulți au eludat această prevedere a hotărârii de Consiliul Local de a achita o taxă de salubritate. De cunosc, să spun. La operator, pentru că nu au avut contract încheiat. Și s-a ajuns în această situație. Unu, tariful este foarte mare. Noi am vrea să scădem, dar nu-și mai acoperă operatorul cheltuielile raportat la cantitatea de gunoi care se colectează. Doi, aspectul dezolant al multor zone din municipiul Focșani, unde se aruncă efectiv cantități imense de gunoi. Măsura îi nemulțumește mai ales pe micii întreprinzători din oraș, care spun că și așa abia fac față taxelor și impozitelor deja existente. Firmele și așa au făcut destul de greu și n-ar vrea să fiți în locul nostru, să vedeți cum se poate plăti un salariu minim pe economie și cum se face o afacere. Mai ales că oricum ne îngrijorează și nu vom putea plăti măririle de salariu minim pe economie stabilite de guvern. Și nici nu vom putea plăti acele taxe care să vă destruieze pe dumneavoastră cei care lucrează la stat cu mărirea de salariu preconizată. În plus, cred antreprenorii, o nouă taxă nu va face decât să crească birocrația și nu este sigur că cei care ar trebui să o achite vor scoate banii din buzunar. Primarul susține însă că soluția propusă este eficientă, cel puțin în teorie. În care noi avem evidența de la CUP Salubritate, vom solicita. Nu sunt cei care să obligăm cetățenii. Vom solicita cetățenilor să depună acea declarație. Atenție! Cei care nu depun și care nu figurează baza de date a operatorului, vor primi acasă o decizie de impunere. Ca la finanță. Primarul spune că de noua taxă ar urma să fie scutiți cei care sunt plecați din țară sau nu locuiesc în oraș, dar pentru asta trebuie să depună o declarație pe proprie răspundere.